Am în studiourile noastre o legendă vie pe numele ei Mircea Bani. A început deja? Său. A început, suntem direct, dar dacă vrei să repeți și eu între timp să te acompaniez, să fac ceva, ce vrei, apă, da, cafea, ceai, ceva scump, îți dau orice, numai să te văd mulțumit, liniștit. Apa asta cred că mi-este de ajuns. Apa e de ajuns. Oricum, bine ai venit, Mircea, în studiourile la Lev News, la Marius Tucă. Îmi pare bine că m-ai invitat. Nu ne-am văzut de mult, de ceva vreme, ca să fim sincer. Și nu ne-am văzut în concerte, pentru că noi ne tot vedem în ultimii 15 ani, în Vama Veche. În Vama Veche. Deci și m-am bucurat acolo de fiecare dată că ai venit. Și stau uneori și mă uit la tine. Poți să dai chitara jos, sunt convins că până la urmă, până la urmă o să cânti ceva, că da, chiar dacă... Am probat... Mi-a făcut o întreagă scenetă, a zis, am uitat chitara, stai un pic, stai. Da, da, da. Dar de ce să mă chinui? Cu ce am greșit totuși? Păi nu știu, dar înaintea mea a fost Nicu Alifantis aici, care n-a vrut să cânte în ruptul capului. Și atunci ai zis ăla, e acum... Eu eram cât pe ce că am trecut pe aici să-i aduc chitara să-l fac... Să cânte, nu? Să-l fac să cânte, stai, da. Liniște că mai prindem pe aici, nu da, lăsăm așa da, ușor. Da, da. Dacă noi suntem într-o, mă rog, într-o relație foarte, știi, foarte bună... Mircea, știu că suntem în relație, dar... cât pe ce să-l ajut. Dar da, ne enervează foarte tare, în egală măsură, da, pe amândoi atunci când vrea să ne enerveze. Dar chiar la un moment dat cântați, erați corifei. N-ați mai ținut nici corifei, mă rog, dar înainte de pandemie ați mai ținut? A fost, cei patru corifei? Da, a fost. Și ăsta a fost un proiect foarte reușit, dar mă rog, eu zic că... Adică am tu, ideea... Alifantis, Andrei și Vintilă. Da. Am rămas cu ideea că de câte ori se înfiripă de un moment bun, el trebuie distrus, tăiat până la urmă. Nu s-a mai vrut. Nu s-a mai vrut. Nu s-a mai dorit. Ca pe vremea lui Ceaușescu. Nu s-a mai dorit. Deci cum a fost, spre exemplu, Phoenix, care a fost pentru mine un început și o chestie de școală, aș putea spune. La un moment dat, când eram în vârful... Nu s-a mai dorit. După care am fost... Bine, o perioadă a fost singur acolo, s-a dorit, într-adevăr, că n-au s-a fost... S-a dorit mai puțin până 88-89, că nu prea mai s-a dorit. Așa, după care a fost Pasărea Colibrii, care... Și după aia nici aia nu prea mai s-a dorit. Nu s-a mai dorit. Mircea, hai să ne întoarcem. Da. Erai în Timișoara, da, tânăr, frumos, cum da, e și acum. Blond înalt, cu ochii blond înalt. Da. Auzisei de Phoenix cu Moni da, Bordeianu, auzisei, nu? Că erai. Am cântat la banchetul meu de terminarea liceului. Și cântai atunci când erai în liceu? Eu cântam, îmi plăcea să cânt, dar era un hobby. Deci, de când ai început să cânti așa la hobby? Mult, cu mult înainte de a intra pe scenă. Deci am făcut niște ore, am luat niște ore de pian în casa în care locuiam, stătea o profesoară nemțoaică care făcuse școala la Viena, profesor de pian. Și împreună cu ea, cu prietena de-a ei, m-au preluat spunându-i, maică mi-i zice, vezi că ăsta are talent. Da, și trebuie să-l luăm, să-l prelucrăm puțin. Și în casa lor am învățat toate ariile de opere pe care le puneau ele acolo, fiind două doamne în vârstă. În așa fel încât la un moment dat maică mi-a ducându-mă cu tramvaiul dimineața la căminul unde mă ducea, fiindcă mergea la muncă, am început să cânt o arie din nu știu ce operă, Rigoletto, ceva cântat. În tramvai. Și a frânat Batmanul și a zis, pe ăsta muzicant îl faceți. Da. Și maică așa a fost. Da, maică mi-a să n-audă, îți dai seama. Că, nu voia, da, nu? Păi, că de asta da, ai dat și la arhitectură. Păi da, am dat la arhitectură și când am intrat acolo, îți dai seama, au venit ăștia de la Phoenix și au zis, hai. Stai un pic. Deci, ce întâmplare? Nimic nu e întâmplător. Deci, la banchetul de clasa 12-a... Da, au cântat Phoenix și cu Moni Bordeianu. Cu da? Moni Bordeianu. Da, fără Țăndărică era... În altă echipă. Era Moni Bordeianu, Covaci, că era Camocea Bela. Ioși era? Nu. Nici Ioși nu era. Capul nu era? Era Dorel Bintiră Toboșar și Reininger Günther Clapar. Era altă formulă. Și altceva, cu deci totul altceva. Deci, ăla e Phoenix numărul 1. Phoenix numărul 2, eu am intrat la Phoenix numărul 2. Bun, ce și s-a întâmplat? Și acum e Phoenix numărul 3. Stai un pic, că ajungem, nu te grăbi, că avem timp, până dimineața. A, rămânem până dimineața. Ocupat, bine, păi, hai să o luăm atunci. Ca stai o secundă. Da. Și cum ai ajuns în Phoenix? Că vreau să rămână aici pe bandă, ca să spun așa. Noi am vorbit despre asta la Smart Radio la un moment dat. Povestea este foarte frumoasă și îmi place să o ascult de fiecare dată și mai ales de la Baniciu, pentru că...
Baniciu e Baniciu. Baniciu nu e mai bun, da. Nu, el a venit după Moni Bordeanu, care era o voce, și o voce foarte frumoasă, mai melodioasă, a venit acea voce... Bun compozitor, deci el a compus... Și bun compozitor. Cântecul Vremuri cu tramvaiul, la Canarul... Exact, deci cântece celebre ale trupei. Care au rămas. Și a venit Baniciu cu această voce... cumva popească, să-i spunem, cam asta era descrierea. George Stanca spunea, da, Dumnezeu să-l odihnească. Cu o voce popească, cred că el spunea, da. Nu știu cum a venit, da. Bun, și cum ai ajuns în Phoenix? Cum am ajuns? Că am cântat la un club în Timișoara, PM6, se numea 6PM. Erai student deja. Timp, da. Al unui tip se numea Petre Umanski, care a murit, Dumnezeu să-l odihnească, și ăsta, într-un context acolo cu... Francis Valcai, care era șeful pe baletul Operei Române, cu Eugen Gondi, care era și el acolo în contextul ăsta. Gondi fiind unul din cei mai titrați toboșari de jazz. Timișoare și nu numai, ai noștri. Te-au văzut acolo că ai cântat și ai zis... Și m-a văzut unul din Phoenix și pe ăștia făceau sonorizare acolo. Cine te-a văzut? Camo, care era. Nici el nu mai e Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte. Da. Și ăsta i-a spus lui Covaci, vezi că e unul care rivalizează cu Bordeanu. Bordeanu fiind plecat deja, el părăsise. Plecase, deci plecase în momentul ăla nu avea un solist vocal, da. Formația Phoenix. Da. Era chiar în anul 1970. 70. Deci acum, da. 50 de ani, se fac 51 de ani. Au trecut repede. Nu. De ce? Cifre? Nu mai vrem cifre. Nu mai vrem cifre. Nu, dar e incredibil că tu ești de 50 de ani pe scenă, Mircea. Ceea ce e cu totul fabulos. Da. Și te-a sunat Covaș, te-a căutat? Da, a zis, hai vino să vezi să vedem ce se întâmplă cu tine. Și am fost invitat la el acasă, avea un apartament mare, frumos. Pe vremea era apartamentul mamei lui, locuia acolo. Da, era o chestie foarte frumoasă, unde el avea foarte mulți invitați și foarte mulți de afară. Deci erau niște olandezi, nemți acolo, era în preajma Crăciunului și era o atmosferă, era efervescența aia de Crăciun și m-au pus să cânt acolo, s-au prins că... Și ce ai cântat? Ai cântat piesele lor, le știai? Piesele... Nu, altceva. Ale mele, aveam și eu mici compoziții pe vremea aia. Și cântam din... Îmi plăcea Donovan, spre exemplu, foarte mult, Dylan, folk, deci folk-uri. Folk. Cântai folk până atunci. Și mi-a zis, vii cu noi și o să renunți tu la prostiile astea. Zice, te-a pus de treabă serios. Și te-ai dus cu ei. Păi și nu mi-am luat tot în cap și repetau atât de tare și atât de obositoare erau repetițiile, încât... Nu știu, nu mi-a fost. Și cântai piesele noi, la început nu ți-a plăcut, nu? La început nu mi-a plăcut deloc. Trebuie să fiu sincer. Am și părăsit trupa după o vară. Deci în vara următoare am cântat la mare și toamna am plecat că aveam niște restanțe și am zis nu las facultatea. Dar ce repetai? Ce cântai cu ei? Cântece noi sau cântecele vechi ale trupei? Canarul, Vremuri? Vremuri, Canarul și multe altele care, mă rog, Nebunul cu ochii închiși se cânta atunci... Mamă, te întreb pe tine soare, și așa mai departe. Eu știu pentru că am furat discurile astea de vinil când eram copil. Și asta era undeva în 75. De unde eram invitat? Pe la pomeni, pe la petreceri cu metrii. Și le-am găsit pentru că nu se mai găsea. Adică, nu, cred că era în anii 80 totuși. Aveam undeva la 14 ani. Colecție. Da. Te rog. Da. Continuă. Pe asta a fost. Și ai plecat după o vară. După vară m-am întors la Timișoara, pardon. M-am întors la tine, la Caraca, așa? Nu, la Caraca. Deci vă mutaseră-ți în... Stăteam în Timișoara. Stăteați în Timișoara, dar mergeți la mare, aveți concerte deja? Nu erau concerte, cântam pe o terasă. Deci, deocamdată... Erați pe terasă. Era o mare problemă cu Phoenix în perioada aia, problema fiind aceea că Bordeanu, înainte să plece... S-a luat de ăștia, de la partid. Deci a fost un spectacol... Foarte bine a făcut, da. A fost un spectacol la sala Olimpia. Și erați un pic interziși. După aceea, Phoenix a fost interzis pentru că ăsta a pus întrebări. A zis, de ce vă luați de blugii mei evazați? De ce de părul meu mare? Eu nu m-am luat de costumele voastre gri și inexpresive. De partid, comuniști. Și așa mai departe. El având pașaportul în buzunar și urmând să plece în foarte scurt timp. Ai plecat după o vară, după un an, la școală și cum te-ai întors?
Bine, mi-am luat examenele pentru că mi-erau frică, îți dai seama, că dacă picam în anul întâi un examen de analiză matematică care era... Erai în anul întâi la arhitectură. Era nenorocire, da. Mi-am avut o teamă extraordinară. Și am mâncat... De ce? Pentru că mama ta era cu ochii pe tine, nu? Și ți-era rușine sau ți-era teamă pur și simplu? Maică mea m-a tot întrebat, zice, tu la lucru n-ai de gând să te mai duci. La lucru? La lucru, la muncă. Adică, să muncești, să-ți iei serviciu. Păi să mai aduci ceva bani în casă. Am înțeles. Amărâta nu prea. Bun, deci te-ai întors în Phoenix. Maică mea. Și m-am întors toamna, deci plecasem din Phoenix și toamna Covace a reformat trupa. Deci a schimbat tot echipajul. Și a venit Yoshi Kappel. A venit Yoshi Kappel, a venit Costin Petrescu, Covace și eu. Deci asta a fost... Erați voi patru, cred că sunt filmările alea atunci la Muguri de Fluier, la ce... Sau la cei ce ne-au dat nume, care a fost primul? Cei ce ne-au dat nume. Știi că mă gândisem să facem un... Se făceau 45 de ani, cred că anul trecut, de la cei ce ne-au dat nume, nu? Cred că 45 de ani. Da. Dar vreau să ne cânti ceva, te rog, din suflet. Din piesele vechi, care erau cântate de Moni Bordeanu până să vii tu. Ce ne cânti? Ori vremuri, ori... Moni Bordeanu compusese la un moment dat în engleză era... Păi lasă în engleză, cântăm mai încolo în engleză. Că era piesa lui. Mama tries all time to move morning. Take it easy, boy, there's nothing but I want to bring my baby home. Și Victor Cârcu a scris textul. Dimineața am strică somnul. Visurile mi le pradă, ca să-mi lase viața fadă. Ornicul îmi bate gongul și mi-aduc aminte că ai plecat. Toate-mi par în jur străine, lumea merge fără tine. Amintiri de-un gând atinse, îmi trezesc durerea aprinse și mi-aduc aminte că ai plecat. Și mi-aduc aminte că ai plecat. Te întreb pe tine, soare, dragostea murită oare? Te întreb pe tine, soare, dragostea murită oare? Și așa mai departe. Împreună ne înțelegem, ne unește aceea soartă. O stricăm și iar o trecem și o dregem. Mai joacă, mai încearcă, dar mi-aduc aminte că ai plecat. Și mi-aduc aminte că ai plecat. Te întreb pe tine, soare. Asta e piesa lui Moni Bordeanu. Mm-hmm. Și-a urmat... Fost, te rog. Hei, tramvai cu etan și tras de cai. Hei, Robin, ce umblai la mon jardin. Hei, bunic, cu monoclu erai și. Hei, can-can, cu picioarele în tavan. Toate au fost la timpul lor ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da, și așa mai departe. Astea sunt piese interzise, vă anunț, să știți. Unde sunt interzise? Sunt piese interzise. În general, interzise. Foarte bine. Da. Și-au urmat albumele Phoenix care au schimbat lumea, pentru că erau cu totul altceva decât ascultasem până acolo. A venit cei ce ne-au dat nume, au venit Muguri de Fluier și a venit Canta Fabule sau Canto Fabule. De asta o să spui tu de ce au greșit. Negru vodă și-a lui ciotă. Da, și-au venit Muguri de Fluier unde a sclipit Andri Popa, care a fost o piesă care n-ar fi trebuit să intre pe album, dar că albumul nu avea... E piesa ta, Andri Popa. Da. Mm-hmm.
Ați început să umple stadioane? Da. Încet, încet, să fie nebunie. Ai început să primești scrisori de dragoste. Vezi că mă minți de 20 de ani, cel puțin. O să vin cu cutia. O să vin data viitoare, te rog, din suflet și nu glumesc. O să citim și ce scriau? Dar ce scriau? Că erau totuși pe vremea lui Ceaușescu, erau anii 70. Adică nu cred că erau de asta... Erau cu te iubesc, cu declarații da, de... Nu, nu erau simple, nu era chiar așa că te iubesc. Nu știu. Păi nu, nu, ce zicea? Adică era, ce spuneau? Era o poezie întreagă. Erau legate de muzică, scrisa. De ce cântai, da, de... Și, mă rog, ceea ce era în capul fetelor care scriau atunci. În ce era în capul fetelor? Când vii cu scrisorile? Că mă minți de atâta timp. Stai o secundă, că avem două pauze în următoarea jumătate de oră. Și am în minte foarte clar ce vreau să te întreb și mai ales ce să ne povestești. Nu contează ce te întreb eu. Poți să lași chitara, că e clar că ne cânti două cântece, ai trei în seara asta. Mircea, simțeai atunci fenomenul Phoenix, adică îl simțeai, da? Simțeați cu toții că e o nebunie ce se întâmplă cu voi? Phoenix a fost o întâmplare foarte reușită, zic eu. Poate cea mai reușită, din punctul meu de vedere, întâmplare muzicală a anilor 70. Și asta pentru că ne-am adunat niște oameni care, mă rog, toți eram cu școală. Eram eu arhitectură, ăsta, arte plastice, și Sepi avea arte plastice, era Raini Cagher, care terminase liceul de muzică, era Capel, care terminase conservatorul și așa mai departe. Deci eram o trupă de elită, aș putea spune. Deci cam se știa care-i treaba acolo. Nu era... Era întâmplare, dar nu era întâmplare. Nu era întâmplare. Erau artiști mulți care s-au strâns pentru muzică. Plus că se muncea foarte mult. Îi spune asta. Da. Pentru că mi-aduc aminte, mi-ai povestit și vreau să povestești când v-ați dus nu știu la ce cabană și a stat să închiși acolo pentru cantafabule sau cantofabule. Spune și asta de ce. Cantafabule, eu nu știu exact care e diferența, dar ăștia titrații s-ar putea să-ți explice despre ce-i vorba. Dar nu era canto, era cantafabule. Deci fabule cântate, cantabile sau probabil, că asta era în ideea. Pentru acest dublu album v-ați izolat undeva la munte? Da, deci ne-am izolat de pe 31 decembrie până prin aprilie, când am venit cu materialul gata la București și am intrat în studio. A fost nebunie atunci. Țin minte că am avut la Clubul Z un spectacol. Nu știu, probabil că cei din București știu despre Clubul Z, care a rămas totuși un club în mintea tinerilor de atunci, și se blocase strada, ții minte, și când au dat drumul ai noștri, când au dat drumul la marșaluri, exista un balcon acolo pe care cei care dețineau sala atunci au zis că dacă se rupe balconul ăla s-a terminat. Și nu s-a rupt balconul, dar au căzut în cu ele, a fost o nebunie. În final, ce să spun? Dar era și prieteni, deveniserăți prieteni. Toți că erau eram nedespărțiți. Erați nedespărțiți. Asta a fost atmosfera care a dus la... Starea pe care noi o transmiteam pe scenă. Erau bucurie. Da, erau bucurie. N-a mai rămas nimic. Aia ceva, lasă, nu mai veni tu cu acest să spui. Da, da, da. Așa se întâmplă, e ca într-o poveste de dragoste. Pentru că e o poveste de dragoste. Și voi erați atunci îndrăgostiți de voi, de tot ceea ce făceați, de ceea ce însemnați, de muzica pe care o făceați. Pentru că până la Cantafabule fuseseră cei ce ne-au dat nume, care schimbase muzica, sau era cu totul altceva. Au venit... Spune, te rog. Muguri de fluier. Cu atâtea hituri, nebunie. Da, asta a fost. Da. Hai, povestește, nu te... Și, păi, cam asta a fost. Phoenix a fost o perioadă... Povestești mie în două minute. Povestești după pauză. Și să vedem ce cântăm din perioada aia. Măcar unul de pe cei ce ne-au dat nume, de pe Muguri de Fluier, despre Cantafabule. Așa să facem o istorie atunci a însemnat Phoenix. Ok. Bine, eu cred că a fost frumos și după aia, ce a fost după anii 90, că v-ați reunit, au fost câteva spectacole, întâmplări excepționale, au fost Pasărea Colibri, unde a fost o nebunie și acolo la fel. Și cred că Pasărea Rock acum e iar ceea ce îmi place. Există și Phoenix-ul Lucovaci,
Noi suntem prieteni în continuare cu Nicu Covaș, nu vrem să ne certăm cu nimeni. Luăm o scurtă pauză și discutăm după aia. Dar vreau să-mi povestești un pic mai mult. De exemplu, ce ați făcut 4 luni de zile, la ce cabană ați fost? Unde? În Munții Apuseni? Unde? Semenic. La Semenic? Mai sus de Reșița. Deci mai Lug și Semenic era... Deci... Și acum există cabanele alea acolo, dar a noastră se pare că a explodat. Păi normal, după ce ați plecat, voi a explodat tot. Au lăsat gazele, probabil, să curgă și să iasă gazele și... O scurtă pauză și ne întoarcem la Mircea Banici. Continuăm Mircea Baniciu. Alea 4 luni, de exemplu, da, când ați lucrat la Cantafabule, era o muncă de echipă, lucrați împreună la tot ce însemnau piesele alea, care era starea? Spune în 2 minute. Nu, dar era luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbăta și duminica, în weekend veneau fetele, prietenii și era gașcă. Da. Mergeam, că se făcea dans undeva într-o cantină acolo. Și mai și cântam acolo, că era instalația aranjată și era o atmosferă liberă, aș putea spune, din toate punctele de vedere. Acolo am învățat să schiez, am învățat o mulțime de lucruri care se fac pe munte și era și distracție, era frumos și se muncea. Deci luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă. Mici, a câștigat bani în perioada aia când umplea stadioane? Ați ajuns și la cena cu Flacăra? În perioada aia nu câștigam foarte mult. Erau foarte puțini bani în comparație cu milioanele pe care ni lua statul. Deci aveam o agenție de impresariat artistic, Aria se numea, Aria, care făcea turneu. Făceam 2-3 săptămâni de turneu, veneam acasă. 2-3 săptămâni de turneu, veneam acasă. Dar asta... în niște intervale de timp. Uh-huh. Și se câștiga cam 200 de lei. Aveam atestat 200 de lei de spectacol. Deci având 2 spectacole, din care statul ne lua cam 50 de lei impozit și veneam cam cu 350 de lei pe zi, pe 2 spectacole. Ăștia erau banii. Dar eram tineri, nu ne pentru noi. Păi, dar bursa mea de la facultate era 350 de lei. Deci eu banii ăștia îi făceam cu Phoenix într-o zi. Deci mare lucru pentru mine, îți dai seama. Mm-hmm. Și după 10 zile de turneu aveam 3.500 de lei. Ăștia erau bani pe vremea. Un inginer șef avea salariul ăsta. Mm-hmm. Da. Și a venit momentul în care au plecat. Au plecat și da. Venim. Și toți se întreabă și vreau să povestești într-un minut de ce n-ai plecat tu. Pentru că eu am avut o discuție cu... Covaci despre ce, cum, cine ne așteaptă, ce se întâmplă acolo. Țin minte, în tren veneam de la București și mergeam spre Timișoara, în vagon de dormit. Și am întrebat cine ne așteaptă, dacă știm limba, dacă... Ce dracu facem noi acolo? Noi cântăm muzică românească, nemții ne iubesc. Și ce muzică românească? Abia ne așteaptă nemții acolo, îți dai seama. Da, dar sunt nebuniți. Prăpădiți erau de dorul nostru, știi? Și mi s-a părut că eu mă cam îndoiesc și foarte bine a făcut că i s-a părut. Că eu nu știu dacă... Nu știu ce se întâmpla. Și nu te-au, mai, nu te-au anunțat când au plecat? Nu, le-am spus în cazul în care pleacă incognito să nu... Să nu se bazeze pe tine. Să nu se bazeze pe mine. Și asta a fost. Până și asta a fost. Da. Mm-hmm. Și, mă rog, n-a fost foarte ușor nici pentru mine, pentru că eu nu mă așteptam. Nu mă așteptam să se întâmple. Phoenix făcea stadioane pe vremea și câștigam foarte bine. Era apogeu, era nebunie. Da. Ce se caute? Aveați albume, aveați concerte de... Puteați să cântați 2 ore cu ce aveați exact. Voi. Era ce nebunie. Să cauți acolo, să te apuci să o iei de la spălat pe jos, la frecat vase și... Deci nici astăzi nu-ți pare rău că ai plecat. Din potrivă. Nu. Din potrivă. Nu. Adică e bine vorba. Că ai rămas. Nici vorbă. Și atunci a venit Tudor Vornicu de la televiziune, care a zis, stai mă puțin, că ăsta e a rămas. A rămas și este solistul trupei. Ce facem? Și au venit vara, cântam la mare undeva, au venit cu o echipă și m-au invitat să vin în toamnă la televiziune. Vină la televiziune să te văd dacă știi să cânt și singur. Și atunci am făcut câteva imprimări. Ce bună e asta, da? Da, am făcut câteva imprimări de probă, care au ieșit foarte bine, urmând ca ăștia de la Electrecord să mă sune să-mi spună să-mi fac copertă. Zic, pentru ce să-mi fac copertă? Păi zice, televiziunea ți-a trimis piesele și noi îți facem disc.
Incredibil. Deci fără să mă gândesc eu vreodată la vreun disc Electrecord. Și s-a vândut ăla ca pâinea caldă. A fost nebunia. Da, a fost da, era, cum se chema? Disc roșu, nu era nimic. Era cu marea o piesă, dacă ai ghici, era un cântec cunoscut, Hai la joc, erau câteva cântece, dar care le-am cântat simplu, cu chitara, deci n-a fost niciun fel de problemă. Păi asta a urmat pentru tine mulți ani. Că, da. În ce an? Era în 80, nu? Când cât au fugit? Nu, 70 79. 79, în 80 am făcut discul, în 81 a ieșit pe piață. Uh-huh. Nu, în 80, 79. Că în 81 a apărut discul Galben. Și atunci ăștia de la Electrecord s-au prins, frate, ăsta vinde. M-au invitat imediat, hai să-ți faci un disc. Mă rog, și a început, am ajuns în foarte, foarte scurt timp, fără să mă laud cap de afiș. Așa este. Ai mai ținut legătura cu ei după ce au plecat, după ce au fugit? Nu. Nu. N-ai mai ținut legătura? Nu, nu, nu. Probabil că și lor le-a fost teamă să nu-mi facă mie probleme. În orice caz, l-au trimis pe un băiat... cel care i-a ajutat să iasă. Să plece. Să negocieze cu mine să... Să te duci. Da. Și am zis... Și nu te-ai dus. Nu, 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 nici vorbă. Lor le-a fost foarte greu acolo, pentru că am povestea lui Țăndărică despre perioada aia. Nenorocire a fost. Și nenorocire, mâncau conserve de pentru câini. Adică exact asta a fost. Și mâncau sfeclă și săptămâna viitoare pe câmp și din alea. Asta îmi trebuia mie. Păi băiatul Finuț că crescut la Timișoara nu putea, de fapt ce erau din Timișoara? Na, Nicu era din Timișoara, Ioji era din Timișoara. Petroșani, Ioji era din Petroșani, Țăndărică era din București. Iași. Nu, din Țăndărică, din Iași. Da, din Iași. Deci... Hai să ne mai cânti ceva, să ne cânti ceva, că după aia vorbim despre pandemie când se termină. Da, da. Ce dori să ne... Hai că chem Palifanti și ne ia la chitară, ne cântă, nu mai scăpăm. Aoleu, mi-e teamă, să știi. Și mie, și mie. Una dintre domnișoarele care m-a adus aici mi-a spus că titlul emisiunii este șarfă. Și atunci am să... Așa este, șarfă, da. Șarfa celor care ne ascultă. Să se audă chitară mai bine, că merge mai încet acum. Să se audă chitară mai bine. Ape de roșu în ochi, valuri largi de alb. Zboară cald pe chipul tău, drag. Alina, nevastă, mi-a făcut mișto de mine. Ce zicea? Eu îți versuri, eu nu-ți mai aduce aminte. Lipsa de studiu este evidentă. De ce? Că n-ai cântat în perioada asta sau ce? N-am cântat aproape deloc. De ce? Măcar la oglindă. Stai un pic, de ce? N-ai mai avut stare. N-am avut stare. N-ai cântat, n-ai avut concerte. Da, și Nicu mi-a zis la fel. Că... Iar piesele astea le știu. De ce să le mai repet? Înțelegi? Până la uite, proba contrarie. N-ai jocuri în picioare. Hai să o luăm la cap. Dar, țin minte și Iacu, acum mi-e teamă. Mircea, dar cânti de 50 de ani, ai, pe bune, că te ajut, fac cumva. Mai ales că... E clar. Culorile alergau, în vânt se certau, fața toată-ți lumina cu albul de var. Eșarfă în dar. Aveam 18 ani, eram Beatles fani și umblam în tenis albi, primăvară în păr și miros de măr. Mai trecut de atunci ceva, albul de var nu-i chiar la fel. Tu gândești altceva și mai e și eu aici, tu acolo. Niciodată noi te mai văd când și când, el în stânga ta, și nu pot să-ți spun ce gândesc când la gâtu-i văd. Eșarfă în dar. Cu ape de roșu în ochi, valuri largi de alb, mov și verde, zboară cald pe chipul tău, drag. Eșarfă în dar.
pe chipul tău drag, eșarfă în dar. Pe chipul tău drag, eșarfă în dar. Voi sunteți supărați că n-ați cântat deloc și Nicu era în Buvna. Nu, n-am cântat. Nu, de ce să cânt? Dacă n-am avut concerte, n-am făcut, de ce să mai cânt? Și tu la fel. Sunteți supărați pe ce? Mi-a spunea Alina, la un moment dat cântam Șefa noastră cum ar veni, da. Frunză, care ai fost? Frunză galben-albastră. Și zice, nu, ăsta nu-i textul ăsta. Poezia lui Minulescu, Rânduri pentru păsările călătoare. Dar zice, știi să improvizezi, să pui cuvântul la locul lui atunci când, chiar dacă nu-i potrivit. Eu trebuie să recunosc că l-am văzut pe Mircea cântând de atâtea ori pe scenă și singur și cu trupă l-am văzut și cântând în Vama Veche, fără nimeni. Până dimineața, ce frumos. Ce... Da, da, da. Așa. Abia aștept vara asta, poate de Dumnezeu. Doamne ajută, da. Să ne mai vedem. Uite, cere sunt foarte multe, foarte... Eu primesc aici? Mai luăm și pauză. Știi când ai de un singură chestie să spui de pauză, atunci nu mai are niciun rost. Hai să luăm o pauză, să nu ne certăm toată seara. Mircea Baniciu, într-o ediție specială cu povestea celor 50 de ani pe scenă, hai că mai zic și 52 ca să nu bată la ochi, dar pe bune, uite, vreau să-mi promit și nu mie, ci celor care se uită, că vii odată cu scrisorile și facem o seară să vedem ce gândeau tinerii de atunci. Eu să aduc scrisori și Alifanti să aducă chitară. Nu, și Alifanti să aducă chitară și o sticlă de vin, că nu o să stăm toată seara să ne cânte Alifanti la chitară fără să servim ghilimele de rigoare ceva. Da. Cum a fost pandemia, Mircea, pentru tine? Știu că și ai avut COVID. Eu am fost și rămân un om foarte încrezător în puterea sa. Și n-am prea fost bolnav și n-am prea avut probleme de sănătate, motiv pentru care am zis că eu o să scap, nu o să am probleme. Și am fost la Timișoara, acolo s-a făcut un proiect pentru Politehnica, aniversarea, niște ani de zile ai Politehnicii. Și acolo au venit mai mulți dintre cei cunoscuți, interpreți, nu știu ce, printre care și binecunoscutul Călin Pop, de la celelalte cuvinte, care cam tușea. De la el ai luat, n-am știut. și am zis, mă, nu cumva no, să nu știu. Nu, nici vorbă. Mă, sigur? Mm-hmm. Mă, zice, mi-a zis, fiul meu zice că s-ar putea să trebuiască să-mi fac un test înainte să vină la Timișoara, că el este din Oradea. Da. Și am zis, nu cumva, nu știu de câte ori. Și așa a fost. Iar el e un tip care te ia de umăr și îți vorbește în nas, înțelegi? Mm-hmm. Și ai rezolvat cazul. Când am ajuns acasă, îți dai seama că eram rezolvat. Mm-hmm. Gata. Și el la fel. Da. Dar el a fost internat în spital, că tu n-ai vrut să stai în spital, că mi-aduc aminte momentul. Nu, n-a fost nici el. Mm-hmm. Și ce, cu ce te-ai tratat? Cu paracetam? În niciun caz cu fenul și cu pălic. Asta cu fenul mi-a scăpat. Cu un alt prieten, da. Cu paracetamol, nu? Ai luat ceva, n-ai luat nimic. Nu știu, ce mi-ați dat voi? Da, alea, de atunci a fost spital. Domnul doctor Adrian Marinescu, da, e adevărat, dânsul s-a ocupat. Nu ți-a dat, chestii de astea. De acasă, da, nimic deosebit. Da. Îți dai seama că m-am înstrăinat, adică am intrat în studio și m-am încuiat acolo, pentru că... Să nu ia familia, da. Să nu ia familia, și familia a luat și ea. A luat și, deci a luat și familia, a fost ok, da. Te-ai închis degeaba în studio. Da. Hai să cântăm Amintire. Că data viitoare stăm 2 ore să o luăm de la capăt cu toate. Asta e de plâns, să știi. Amintire? Da. Păi Amintire și după aceea Andri Popa, ca să încheiem cântecul cu care nu trebuia să fie pe album. Am stat o clipă în loc să ascult ce freamăt lung se aude. Doar vântul apa scutura din ramurile ude, din ramurile. Și pașii mei înfășneau ușor pe frunzele cărării. Mergeam în noapte tremurând de chinul așteptări, de chinul așteptări. La
stânga codru întunecat, grădina până dreaptă și în fund o casă printre plopi, iubita-n prag mă așteaptă, iubita-n prag mă așteaptă. Așa ții minte ca acum, când ne chemam prin șoapte, prelung departe a țipat o pasăre de noapte, o pasăre de noapte. Mi se părea când ascultam copacii mari din față, că dușmani răi și nevăzuți vor să-mi o ia din brațe. Și atunci bolnav o sărutam pe ochii mari, pe tâmple, și în taină parcă așteptam un rău să mi se întâmple. În zor de zi ne-am despărțit, cântau în sat cocoșii, iar norii de la răsări luteau în flăcări roșii, luteau în flăcări roșii. Acum sunt singur și târziu, iubita mi-e departe, mă arde în suflet dorul viu și zilele-mi sunt moarte, și zilele-mi sunt moarte. Mi se părea când ascultam copacii mari din față, că dușmani răi și nevăzuți vor să-mi o ia din brațe. Și atunci bolnav o sărutam pe ochii mari, pe tâmple, și-n taină parcă așteptam un rău să mi se întâmple. L-am mai scurtat un pic. Păi da, că sunt, am depășit oricum ăsta da. Timpul. Altfel, ce mai faci? Înainte de Andrei Popa te întreb să ne spui, când crezi că vom reveni la normal și vei fi pe scenă cu Pasărea Rock? Eu abia aștept. Și cu Pasărea Rock. Și singur. Am mai rupt rândurile cu Pasărea Rock, pentru că n-au mai fost concerte, n-au mai fost evenimente. Dacă și singur, și eu... cânti cu... Mai cânti cu trupa ta, cu băieții. Da, cu cei doi, cu Vladi și cu Teo, sigur că da. Avem, avem acum niște mici evenimente care... Locale. Locale, care sperăm să... să se întâmple, să aibă loc. Păi nu vezi că e prăpăd, a venit valul 3. Da, da. Toate până la Andrei Popa, când încep să cânte Andrei Popa, știu, și de la copilul de țâță până la... Păi l-au făcut, l-au băgat și în programa școlară, să fie clar. Serios? N-am știut. Sigur că da. Sigur. Să ascultăm programa școlară înainte de a ne lua la revedere. Mici, îți mulțumesc mult că nu vreau să mai intervin, îți mulțumesc din suflet și spunem când vii. Hai înainte de pas să citim scrisorile de dragoste, da, să ne punim, da, te aștept cu drag atunci. Da. Îți mulțumesc mult că ai venit. Și eu mulțumesc pentru invitație. Și te aștept de fiecare dată cu drag, știi bine asta. Andrei Popa? Scurt așa, două strofe, bine? Da, cât vrei tu, dar știi, sunt genul. Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel vestit. 7 ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă neîncetat, Andrei Popa o zbărbat, Andrei Popa o zbărbat. E ai duc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E ai duc, băi, și e vestit, Andrei Popa cel voinic, măi.